Toma și prietenii săi. Toma și vagoanele. Tomas era tare obraznică. Noapte de noapte le ținea treze pe celelalte locomotive. M-am săturat să împing vagoane, vreau să văd lumea. Locomotivele nu-l băgau în seamă, căci Tomas era un mititel cu gură mare. Dar într-o seară, Edward veni în hangar. Era o locomotivă drăguță și se făcu milă de Tomas. Am de dus niște vagoane mâine, dar dacă le duci tu în locul meu, împing eu vagoane în depou. Mulțumesc, spuse Tomas, ce drăguț! A doua zi, Edward și Tomas îi întrebară pe mecanici, iar când aceștia acceptară, Tomas alergă fericit să caute vagoanele. Vagoanele sunt nătăflețe și gălăgioase, vorbesc mult și nu sunt atente la ce fac. Și regret să o spun, dar fac față locomotivelor care nu sunt obișnuite cu ele. Edward știa totul despre vagoane. Îi spuse lui Tomas să fie atent, dar el era prea încântat ca să-l asculte. Acarul fixă legăturile, iar când se dădu semnalul, Tomas era gata. Conductorul fluieră. Hip, hip, spuse Tomas și porni. Însă vagoanele nu erau gata. Vai, vai, țipară ele. Tomas, stai! Dar Tomas nu stătu. Haideți, haideți, pufăi el. Bine, nu te agita, mormăiră ele. Tomas mărea tot mai mult viteza. Hip, hip! Fluieră el când trecu prin tunelul lui Henry. Repede, repede! Strigă Tomas. Se simțea tare mândru de el, dar vagoanele erau tot mai furioase. În sfârșit, Tomas încetini când ajunse la dealul lui Gordon. Încet, încet! Îl avertiză mecanicul ajungând în vârf. Începu să acționeze frânele. Ne oprim, ne oprim, strigă Tomas. Nu, nu, răspunseră vagoanele tamponându-se între ele. Du-te, du-te! Înainte să le poată opri mecanicul, îl împinseră pe Tomas pe deal în jos și acum uruiau și râdeau în spatele lui. Bietul Tomas încercă să le împiedice să-l mai împingă. Nu mai împingeți, șuieră el, dar vagoanele nu-l ascultau. Du-te, du-te, chicotiră ele necugetate. Uite gara, vai, ce să mă fac, țipă el. O traversă uruind și o luară spre depozitul cu marfă. Tomas închise ochii, trebuie să opresc. Când deschise ochii, văzu că se oprise chiar în fața amortizoarelor. Controlorul cel gras stătea și se uita la el. Ce cauți aici, Tomas? Îl întrebă. Am adus vagoanele lui Edward, răspunse Tomas. De ce ai avut viteză așa mare? N-am vrut, am fost împins, spuse Tomas. Atunci ai multe de învățat despre vagoane, micuțule Tomas. După ce le vei împinge pe aici câteva săptămâni, le vei cunoaște aproape la fel de bine ca și Edward. Atunci vei fi o locomotivă într-adevăr utilă. Thank you.